Salut, sunt Andrei și o să prezint un curs introductiv despre limbajul C-Sharp pentru tutoriale video.info. Acest curs se adresează mai ales celor care sunt noi în domeniul programării și nu au avut nicio experiență într-un limbaj de programare, dar este deschis și celorlalți care doresc să învețe C-Sharp, deși e posibil să li se pară mai încet ritmul. Acest limbaj este folosit pentru crearea de aplicații pentru platforma Windows dar în ultimul timp a început să fie folosit și pentru crearea aplicațiilor web, cât și Android și iOS. Ca idee, în acest curs vom folosi Visual Studio Community 2015, însă orice versiune de Visual Studio pe care o suportă calculatorul dumneavoastră sau pe care o aveți la downloadată, este ok. Diferențe fiind doar vizuale, de interfață, în ceea ce privește obiectul cursului nostru. Folosind această idee, puteți realiza multe, multe tipuri de aplicații, folosim multe tipuri de limbaje de programare. Însă noi pe tot parcursul tutorialului, vom rămâne la Visual C# -Sharp, cu Console Application. O să vă arăt -o, un link unde puteți să downloadați Visual Studio și să aflați mai multe informații despre idee. Este visualstudio.com. Am lăsat linkul și în descriere. La sec aici aflați mai multe informații despre idee și despre fiecare versiune a lui. Iar la downloaduri aveți patru versiuni. Cea pe care o recomand este Visual Studio Community, fiind și gratis. Visual Studio Professional și Enterprises, pentru care puteți opta pentru versiune trial și Visual Studio Code, care e pentru code editing. Eu recomand ca pentru a putea aprofunda cunoștințele din obținute din acest curs, să, să lucrați mult individual și să studiați de asemenea și din cărți pe lângă tutorial. De aceea ar fi de indicat să codați odată cu mine și dacă este nevoie să dați rewind, replay, ori de câte ori este nevoie, pentru a putea înțelege totul. Am pus în descriere și câteva linkuri către cărți care vor ajuta să Vă îmbunătăți abilitățile obținute în acest curs. El vă va, vă va clădi bazele necesare pentru a putea trece la cursuri mai avansate, de la care puteți învăța să realizați propriile aplicații, web, aplicații Windows, aplicații pentru Windows Store, servicii Cloud, jocuri video și chiar aplicații pentru Android și iOS. În următorul tutorial vom începe cu ceva simplu și anume cu crearea și înțelegerea primului program în c -Sharp. Vom realiza împreună o aplicație Hello World. Salut!